Harșovski acuză USL-ul că nu au făcut investiții, au tăiat fonduri și au descalificat toate proiectele PDL din mandatul trecut. Am să am o scurtă declarație, pentru că închidem un an 2013. Aș dori să vă spun câteva din ceea ce s-a întâmplat în sinteză în acest an în municipiul Suceava. Dacă în 2012 sucevenii au votat o administrație USL cu un slogan dreptate până la capăt, vă pot spune că aceștia s-au apucat să facă dreptate și din 2013 prima dreptate care au făcut-o a fost majorarea taxelor și impozitelor locale. După ce au văzut că nimeni nu le spune nimic, au mai făcut o mare dreptate, au majorat prețul la apă și canalizare în municipiul Suceava și tot așa, în liniște, fără să se afle. A mai venit ordonanța 77 a guvernului USR condus de Victor Ponta, prin care 81 de posturi din administrația locală, din primăria municipiului Suceava, au fost desființate, posturi în care tinerii, oameni mai în vârstă, aveau șansa să participe, să fie angajați. Au majorat prețul cu 10% la transportul public local, tot în municipiul Suceava, și o mare dreptate care au făcut-o în luna octombrie a fost aceea că au ținut sucevenii în frig timp de 15 zile. Pentru că am vorbit de ceea ce au făcut, au majorat taxe și impozite, vă pot spune și despre investițiile lor, care le-au făcut în municipiul Suceava, mă refer la investițiile administrației USL, care conduce în momentul de față Consiliul Local. Acestea au fost zero. Nu au făcut nicio investiție nouă. Ba mai mult, au tăiat acele investiții care au fost începute de administrația PDL între anii 2008-2012, și au tăiat fonduri de la sport, de la cultură, chiar și de la cimitir. Până și de aici n-au avut decența să lase banii la cimitirul din Ițcan pentru amenajarea acelor alei. Și dacă tot vorbim de proiecte, vă pot spune că în momentul de față, astăzi, ați fost și dumneavoastră prezenți la un test drive, dacă putem spune așa, cu un autoturism electric, un autobuz electric, vă pot spune că acesta este un proiect tot al administrației PDL, demarat între anii 2008-2012. Acest transport verde în municipiul Suceava este foarte bine că se implementează acum sau se va implementa în acest mandat, dar trebuie Sucevenii să știe clar că este un astfel de proiect al administrației PDL. Nu știu de alte proiecte care să se facă în municipiul Suceava, dar credem noi cu ocazia anului 2014, cu votarea bugetului, cei de la USL să fie foarte atenți și să prindă ceea ce au promis ei în campania electorală, iar noi, unde vor fi proiecte pentru suceveni, le vom vota. În rest, facem un apel la ei să nu ne mai taie fondurile la proiectele PDL-ului, care trebuiau finalizate în acest mandat 2012-2016.